Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi am pentru voi primul swap cu ocazia sărbătorilor de Paște și a primăverii, un swap făcut cu prietena mea, Valentina Prună. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place. Am făcut un swap cu noutăți, cu produse pe care vrem să le testăm. Sper, Valentina, din suflet să-ți placă și coletul meu, tot ceea ce este în coletul meu. Și acesta este coletul pe care l-am primit eu, deși pare așa micuț, atât de greu și sunt atât de curioasă. Știți cum sunt eu când primesc un colet. Din suflet îți mulțumesc, Valentina, îți doresc sărbători fericite și multă sănătate, așa cum vă doresc din suflet și vouă. Și haideți să deschidem, să vedem ce mi-a trimis Valentina aici. Haideți să încercăm să deschidem. Știți că eu am o problemă cu deschisul coletelor. Este foarte bine prins. De data aceasta, Poșta Română a avut grijă de colet. Cât de cât a venit întreg. Sperăm că sunt întregi și produsele dinăuntru. Ok. Da, le-am pachetat bine, Valentina. Super, Valentina. Și să începem să scoatem tot ce avem aici plastic. Wow, câte sunt! Wow, câte sunt! Haideți să le luăm... Cred că la un moment dat o să trească să tragă cutia. Și le vom lua la rând. Am o mică agendă foarte frumoasă. Tasty Juicy. Așa arată. E micuță pentru poșetă. Îți mulțumesc mult, mult, mult de tot. Știi că îmi plac agendele. Apoi avem aici un Nail Polish Corrector Pin de la CN pentru unghii. Îți mulțumesc mult, îmi place acest produs, l-am mai avut și eu. De la Lidl am un săpun lichid cu lavandă și rozmarin, se numește Kiss. Haideți să vedem și cum miroase. Pe acesta nu l-am avut, dar miroase foarte bine de lavandă. Este foarte bun în casă. Aici am dulciuri foarte frumoase și sunt de la Pavorina, de la Lidl. De la Oriflame am de la, din gama Woman Collection, Innocent White Liliac, apă de toaletă la 50 de ml, vi-l recomand, miroase superb și îmi pare bine că mi l-ai dat, pentru că al meu deja este la jumătate și de-abia aștept să îl deschid și pe acesta. Apoi, Valentina știe că îmi plac ojele și să vedeți câte oje mi-a pus aici. Wow! De la CN am o ojă roșie. Așa arată. Haideți să vedem dacă are și un nume ceva. Cred că se numește Zombie. Da? Și este un roșu foarte plăcut. Nu am încercat încă această gamă de ojă de la CN. Apoi, un verde mentă, dacă are și o denumire, Hello Summer, tot de la CN. Un mov neon splash, foarte frumoasă culoarea, de-abia aștept să o încerc. O altă culoare, tot Hello Summer, dar este un bleu. Și un roz spre mov, superb, neon. Superb de culori, culori de vară. Îți mulțumesc mult, mult de tot. Mergem mai departe. Am aici parfumul Lucia. Cred că știa Valentina că nu l-am și trebuie să îl am. Haideți să și-l deschidem. Pe acesta nu l-am și vreau să îl deschid. Ok. Haideți să vedem cum e, pentru că l-am avut odată de mult, dar nu îl am acum. El arată așa și chiar o să mă dau un pic să-mi aduc aminte de miros. Doamne, ce plăcut e! Este un parfum perfect pentru primăvară, vară.
Este o apă de toaletă la 50 de mililitri și îți mulțumesc mult, Valentina, pentru el. Bun, trecem mai departe. Am aici două pliculețe de la Nescafe 3 în 1, Nescafe Strong. Câteodată folosesc aceste pliculețe. Apoi, haideți că mai sunt multe aici. Am un săpun din gama Scented Moments, Soft Cadiz, acesta. O gamă foarte bună și este nouă. Vă sfătuiesc să o cumpărați și voi. Am aici ceva bine pus. Vai, ce frumoasă e! Am o lumânare. Eu n-am văzut-o la Pepco. Și miroase foarte bine. Miroase de vanilie. Și arată superb. Superb. Îți mulțumesc mult, mult, mult de tot. A, scrie Scented Candle, elegant. Și chiar arată elegant. Foarte frumoasă. Îți mulțumesc mult. Am aici o mască pentru față cu papaya de la Boys & Berries. Știe, Valie, că sunt preferatele mele. Mai departe, mai departe. De la Nala am un gel de duș cu portocală și migdală. Pe acesta nu îl am. Cred că aici s-a lipit ceva. Ia să vedem cum miroase. Miroase superb. Se simte și migdala, dar și portocala. Și îți mulțumesc mult. Acest gel de duș are 91,3% ingrediente naturale, 200 de mililitri. Sunt așa de curioasă. Mai departe, am de la Eclat Nuit mostre pentru ea și pentru el. Sunt foarte bune și le folosesc prin casă eu. Mulțumesc mult. Tot o mostră de fond de ten, cred că este. Giordani Gold Pure Euphoria Foundation. Să vedem dacă are și ce nuanță este. Este așa. Și pe acesta vreau să-l încerc pentru că nu îl am. Bun, multe dulciuri. Am de la Rom, chiar nu am văzut această variantă, Rom Infinit, Rom cu cireșe amare. N-am văzut această variantă și arată super bine, super bine, super valid, super noutate. O altă noutate, tot de la Rom, este acest Rom Autentic cu cremă de rom, arahide și caramel sărat, care îmi place foarte mult. Bun. Am și o bombonică de la Ferrero Rocher. Am mai multe bombonici de la Ferrero Rocher. Acum le-am descoperit. Am și o mască pentru față de la Love Nature cu portocală organică și, și smochină. Vi le recomand. Sunt foarte, foarte bune și mă bucur foarte mult că au fost reintroduse la Oriflame. Așa arată. Sunt extraordinare. Chiar încercați-le. Mulțumesc mult, Vali, pentru ea. Tot de la Oriflame am Milk & Honey Gold. Acesta este un, cred că este săpun, da, care miroase superb. Nu am această variantă de săpun. Eu cred că e săpun. Cred. Da, este săpun. Nu am această variantă de săpun. Nu mi-am cumpărat-o. Deci chiar o doream. Așa arată. Și miroase super bine. Da, lapte și miere. Chiar cum îi se spune și numele. Vedeți că n-am terminat. Am aici o mască pentru păr, tot de la Sien, cu banane. Am mai avut-o. I-am făcut-o cadou și mamei. I-am cumpărat și ei pentru că mi-a plăcut mult. Această mască are 400 de mililitri și chiar miroase de banană. Mulțumesc mult, mult de tot. Am aici ceva foarte frumos. Cred că e mărțișorul pe care nu ni l-am dat atunci în martie, dar eu sunt bucuroasă când primesc mărțișoare pe tot parcursul anului și este superb acest mărțișor. Este un trandafir într-un coșuleț. Super, foarte frumos. Mai am găsit o ojă
De la Farmec, acesta are numărul 73 și este un roz prăfuit, așa, foarte frumos. N-am avut această culoare și nici o jădin, această gamă de la Farmec. Mai am și o broșă. Știi că îmi plac broșele, uitați cât de frumoasă este, tot de mărcișor, dar această broșă poate fi purtată în orice anotimp. Eu le por la sacouri, la buzițe, la o rochie care așa ar fi prea fadă, prea de un singură culoare, îi aplic o broșă și o schimb total. Bun, am aici o bilă efervescentă și cred că e tot de la Nala. N-am folosit aceste bile efervescente, dar acum o să o folosesc pentru că o am. De la Avon am acest spumant de baie cu vanilie și smochină. Acelea din gama de Crăciun, dar mie îmi place oricum și le folosesc și acum. Miroase superb și îmi place și borcanelul. Eu îl refolosesc punând alt gel de duș, mai ales acele geluri de duș care sunt în cantitate mare și e foarte greu la baie. Mai bine le folosesc în aceste mici borcănașe. Vi le recomand din suflet. Am aici așa un condiționar, Condi Juice Delight Toner. Cred că, ia să vedem ce este, că nu pot să-mi dau seama, poate scrie și în română. Da, cred că este un balsam pentru păr. N-am avut acest produs niciodată. 200 de mililitri și arată foarte bine. Juicy Delight. Și chiar miroase bine. Și arată bine, foarte tineresc, îmi plac aceste culori vii. Și mai am aici un șampon pentru volum din aceeași gamă, super frumos, foarte, foarte interesante. Nu le-am avut și chiar de-abia aștept să le încerc pe amândouă, vor arăta foarte bine la baie. Mulțumesc mult, Vali! O cremă pentru mâini de la Faberlic cu pepene roșu și galben, super drăguță, 75 de mililitri, de-abia aștept să o încerc, și un gel de duș cu pepene, doamne, decât îmi doream și eu de la Faberlic aceste geluri de duș, super, super, de-abia aștept să văd cum miroase, de mai miroase de-a pepene, deci asta... Wow, ce bine arată! Ce bine arată! Are 200 de mililitri, dar îmi place sticluța la nebunie, mai ales că poate fi refolosită. Mulțumesc mult, Vali! Apoi, de la Beauty Cape, un gel de duș cu portocale și meringhe. Așa arată. Are 200 de mililitri și sunt curioasă să văd cum miroase. Da, miroase de a portocale, miroase de a Fanta cu portocale. Și arată foarte bine, foarte văratic, așa, de-abia aștept să îl folosesc. Și mai avem. M-am aici un gel de duș de la Avon Senses cu mango, 250 de mililitri. Pe acesta nu mi l-am cumpărat. Îl pusesem pe listă și miroase superb și miroase de primăvară pentru mine și de-abia aștept să îl să-l folosesc. Ok. De la McKennedy American Way, cred că e o prăjiturică. N-am mâncat acestea și mai am încă una. Aceasta s-a turtit, dar n-are nicio problemă. De-abia aștept să le încerc. Am mai găsit și încă o bomboană de la Ferrero Rocher. Știți că mă bâlbui pentru că am emoții. Am găsit și o carte de Lorena Len pe valurile iubirii. Varii și eu ți-am pus carte. Mai bine zis, mai multe cărți, da? Sau să vezi tu.
Vai, de-abia aștept să o citesc. Salvamaru Matthew Kitts găsește pe plajă o tânără care își pierduse cunoștința. Îi atrage atenția faptul că ea este consumată în sirenă. O resuscitează, ea își revine, dar constată că are amnezie. Matt o duce pe tânără la el acasă, unde locuiește și sora lui Maya, însă fiindcă tânăra nu își amintește nimic, decid să-i spună Serena. De-abia aștept să citesc această cărticică. Mai departe, am aici de la Benesio Beauty Cell cu colagen hidrolizat, vitamina C și E, acid hialuronic, supliment alimentar cu îndulcitor, 20 de plicuri. Nu am folosit niciodată. Haideți să vedem ce scrie despre el. Cutie așa. Trebuie să citesc despre acest produs. Fără zahăr, fără gluten, fără lactoză. Este un supliment alimentar pe bază de colagen hidrolizat îmbogățit cu vitamina C, E, acid hialuronic și îndulcitor. Fermitatea pielii se datorează colagenului, componente importante a țesutului conjunctiv. Cu trecerea timpului, capacitatea organismului de a produce colagen scade, iar pielea își pierde fermitatea și elasticitatea. Fiecare plic Beauty Cell asigură un aport de 5.000 de miligrame colagen hidrolizat sub formă de peptide provenit din surse naturale, ceea ce asigură calitatea, absorția și biodisponibilitatea sa ridicată. De-abia aștept să le încerc. Este sigilată și de-abia aștept să încerc și acest produs. Mai departe. Am de la Oriflame două hot oil cu ulei de cocos, acele uleiuri pentru păr, mulțumesc, nu le-am încercat până acum. Am un rimel de la Link Up, de la On Color, și pe acesta nu l-am încercat. Și mai am aici, de la Catrice, un lip dresser, în varianta de More Than Pinkyful. Haideți să vedem despre ce este vorba. Este un ruj foarte frumos. Să încercăm să-l... Stați să-l scot un pic? Da, Simona, trebuie să fii și atentă când trebuie. Sper să reușesc. Sau nu știu să-l scot? Da, cred că așa este. Vai ce frumos este și cremos. Este un roz. Wow, ce cremos e. De-abia aștept să îl folosesc. Vai, trebuia să-mi dai și instrucțiuni. Nu mă prea pricep, dar arată foarte, foarte bine și de-abia aștept să îl folosesc. Apoi, am aici, cred că sunt niște măști de acelea care se pun în apă sau în ser și se măresc și se pot aplica pe față. Și am aici un singur produs, o cănuță. Haideți să vedem ce cănuță avem aici. Foarte bine împachetată. Bravo, bravo. Și cănuța este foarte scumpă și așa drăguță, Cappuccino Espresso Blue Mountain, dar arată extraordinar de frumos. Super drăguță. Mulțumesc mult, Vali. Și cutiuța este goală. Și haideți să facem o mică recapitulare. Am o carte, Pe valurile iubirii, de Lorena Len. Un spuman de la Avon. Un gel de duș de la Nala. Un șampon și un balsam. Super drăguțe. O broșă. O mască de păr cu banane. Un săpun de la Sien. O superbă lumânărică. Scented Candle, care arată foarte, foarte bine. Un parfum Lucia de la Oriflame. O agendă foarte drăguță, perfectă pentru geantă. Dulciuri.
alte dulciuri pe care nu le-am văzut până acum, un mărțișor foarte drăguț sau, să zic, un cadou pentru 8 martie, care este foarte drăguț și o să-l păstrez cu mare, mare drag, o cănuță superbă, niște suplimente alimentare Beauty Cell, mi s-a uscat gura, pe urmă, haideți să scot așa, alte dulciuri și alte dulciuri, un gel de duș de la Farberlic, de care mă bucur foarte tare, un alt gel de duș de la Avon, foarte bună gama, vă sfătuiesc să o cumpărați, o cremă pentru mâini cu pepene, roșu, galben, tot de la Farberlic, o bombă de baie de la Nala, mostre de la Oriflame, o mască pentru față de la Boys & Berries, multe oje de la Sien, culori superbe de primăvară-vară, pe care le voi folosi, o ojă de la Farmec, îmi pare bine că am primit și una de acest tip, aceste pensil corector pen pentru unghii, tot de la Sien, încă un parfumel cu liliac alb de la Oriflame, pe care îl ador și vă sfătuiesc să le cumpărați și voi, două pliculețe Nescafe, am două săpunuri solide de la Oriflame, miros super și sunt produse foarte bune, încă o mască de față de la Oriflame, vă sfătuiesc să o încercați, este superbă, măști care pot fi băgate în ser, în ce vreți voi, și folosite, acest ulei pentru păr cu cocos de la Oriflame, un produs foarte bun, mi se pare că l-au scos, un rimel tot de la Oriflame, un ruj de lip dresser de la Catrice. Să văd și nuanța, cred că nu v-am spus nuanța, se numește More Than Pinkyful, așa se numește, și așa arată, foarte, foarte plăcut și foarte moale, hidratant. Încă două prăjiturele și un gel de duș Beauty Care cu portocală și meringhe, care miroase super. Bun, acestea sunt produsele pe care le-am primit de la Vali în swap-ul pentru Paște, cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște. Vă mulțumesc mult, îți mulțumesc mult, Vali, vă doresc tuturor sărbători fericite, vă doresc liniște, sănătate, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească și mă bucur tare, tare mult că sunteți prietenii mei și că sunteți aici. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!